Proiectul este implementat în 35 de comune din 7 județe. În Dâmbovița se desfășoară în localitățile Vulcana Băi, Șotânga, Doicești, Finta și Cojasca. Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educație și integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii. Ce își propune acest studiu? Noi am dorit prin studiu să examinăm cât de importante sunt aceste competențe în rândul angajatorilor, să facem o ierarhizare a lor, astfel încât să vedem care sunt primele patru, cele mai importante. În subsidiar, de asemenea, am urmărit să analizăm ce dificultăți întâmpină atunci când angajatorii vor să recruteze și să selecționeze angajați și nu în ultimul rând am vrut să vedem care este în momentul actual programa de instruire privind aceste competențe. Poate vă întrebați ce sunt competențele comune. Competențele comune sunt un set de deprinderi, de cunoștințe, de atitudini care sunt necesare pe tot parcursul vieții pentru a avea succes atât în viața profesională cât și în viața personală. Un exemplu de competență comună ar putea fi comunicarea. Sunt meserii, de fapt în orice meserie și în viața de zi cu zi trebuie să comunici bine, dar imaginați-vă cum ar fi, de exemplu, un vânzător care nu știe să comunice, care nu știe să-și prezinte marfa, cu siguranță nu o să o poată să o vândă niciodată. Sau un manager care nu e bine planificat și organizat ar putea să dea faliment. Beneficiarii proiectului sunt persoane inactive din rândul femeilor, familiilor monoparentale sau cu mai mult de 2 copii, persoanelor de etnie romă, a celor cu dizabilități, precum și din rândul altor grupuri vulnerabile. Șomajul e în floare, ca să mă exprim așa, vorbesc de localitatea mea, unde cred că procentul șomajului e de peste 35% și considerăm programul ăsta ca o șansă, mai ales pentru potențialii beneficiari și vorbim aici de cei din familii monoparentale, persoane dezavantajate, de etnie romă, care prin programul ăsta dobândesc oarece competențe în lucru cu calculatorul și abilități de comunicare, astfel fiind pregătiți să intre pe piața muncii.